Fetele la fel trebuie să facă live nemachiate două ore pe zi, o dată dimineața, o dată seara, ca să nu există suspiciuni. What the fun cu Drecea, Ralu și Bogdan. Sunteți pregătiți, colegi, pentru niște știri? Da, bine, mersi. Prima știre ne zice așa: ronțăitul la ore târzii crește riscul de obezitate. Wow, cine se gândea că dacă ronțăi noaptea te îngrași? Problema e că nu zice ce. Pentru că dacă ronței niște papaya, nu cred că e dezastru. Dacă ronței o sălățică, la fel nu e problemă. Dimpotrivă, chiar m-aș arunca să spun că este indicat. Sau dacă ronței niște fructe cu puțin aur degresat așa și miere, e superb. Într-adevăr, mulți spun că problema intervine abia atunci când ronței dulciuri sau chipsuri. Însă, problema cea mai mare e că dacă ronței canapeaua și în loc de Rex te cheamă Matei, abia acolo e problema. Dar dacă rumegi niște gânduri? Și acolo e pericol mare, hai să nu mai gândim la așa ceva. A doua neștire spune așa: plantații de cannabis găsite în subsolul unei case. Nu mai sunt nici boxele de bloc ce erau odată, bă, băiatele. Adică înainte puteai să pui acolo bicicletă, niște borcane, acum, mamă, tinere, tu pune substanțe de-astea halucinogene sau cum ai zice. Mi se pare interesant totuși că au ales subsolul pentru că s-au inspirat din serialul Breaking Bad. Sunt curios ce altceva vor mai lua din filme, nu știu. Poate vor inventa două pastile, una roșie, una albastră. Fiecare separat face altceva, dar dacă le iei pe ambele deodată încep să urli că FCSB nu e Steaua sau din astea. Sunt curios oare oamenii care au obiceiuri din astea nebunește atunci când sunt tineri, cu ce înlocuiesc toate astea la bătrânețe? Adică dacă toată viața ai plantat cannabis în subsol, în 50 de ani probabil ajungi să pui acolo borcane de gogoșari, sau dacă toată viața mergi la festivaluri trap rap, peste mulți ani pleci în pelerinaj cu Petrică Mâțu Stoian și da, cel mai important, dacă nu ți s-a oferit destul atenție când erai copil, ce faci? Te angajezi la radio? Ce faceți, prieteni? Vă pup. A treia știre, pentru că tot este ziua Instagramului, uite cum s-a lipit. Instagram introduce noi funcții pentru a crea un spațiu mai prietenos. Deja nu mai mergea cu Instagram, adică era nebunie ce era acolo, numai destrăbălare, femei aproape îmbrăcate, băieți cu mașini care nu erau ale lor și poze editate prost. Și s-a gândit Iohannis să facă ceva pentru binele populației, că toți erau prea nervoși din cauza întâlnirilor. Adică ăștia se vorbeau pe Instagram și nu puteau să-și dea seama cum gândește omul din poze. Ideea e că se vedeau după aia și ieșea circ pentru că nu se pupa realitatea cu virtualul. Și ca să nu se mai întâmple asta, a dat Iohannis o lege ca de acum toți băieții care au poză cu mașină să pună obligatoriu poză cu actele mașinii, buletin, asigurare și tot ce trebuie să dovedească că e a lor. Fetele la fel trebuie să facă live nemachiate două ore pe zi, o dată dimineața, o dată seara, ca să nu există suspiciuni, ci după stabilesc ei dacă se întâlnesc sau nu. Până la urmă mi se pare foarte mișto că e o relație mai pe sinceritate. Așa. Adică băiatul să fie la modul: da, m-am Logan mai vechi, da, e al meu, l-am luat cu banii jos după ce a dat mama matizul la remat și mi-a mai dat și bani pe frigiderul ăla vechi, da, e al meu. Și fata să fie: da, mă, sunt un pic mai plinuț așa, nu în cap în rochea lui Dana Budeanu, dar fac o ciorbă de măi de nevastă, crede-mă dacă zic. Și ultima știre e foarte drăguță, mergem un pic în Olanda. Mesaj scris în lanul de la Lele pentru turiștii care nu pot vizita anul acesta fermele de flori din Olanda. E nenorocire mare în Olanda că n-au mai putut turiștii să vină să ghicească în lan sau nu dau seama exact. Ideea e că în fiecare an se ducea fiecare turist la fermă la care era repartizat, arunca o monedă din aia de 2 euro sau cât au ei monedele acolo în lan și apărea scris viitorul: anul ăsta nu mai e voie să mergi în Olanda. Au făcut un fel de online oamenii cam cu același mesaj pentru toată planeta. Doar că deși era pentru toți care au cotizat acolo, toți aia care au vrut, ce v-am scris aici? Ce am scris numai porcării acum mi-am dat seama? N-are nimic sens. Ideea e că s-au strâns seara la 22:45 fix când era Dolph Langham pe ProTV și când s-au deschis lanurile de flori a apărut un mesaj care a dat speranță întregii lume și la întreaga lume și la întreaga planetă și anume din nou: FCSB nu este. Vă mulțumesc din suflet. What the fun cu Drecea, Ralu și Bogdan în fiecare zi de la 7 la Pro FM.